Și acum aș vrea să dau loc în altui prieten, altă persoană îndrăgită și iubită, un bun prieten care am venit în același timp în Australia. Am locuit împreună, am lucrat împreună. Se vorba despre Ben Todică de la Radio 3000 și de la canalul televiziunii 31. Poftiți! Îi ascultam pe cei doi cu viorile și ce frumos se împleteau unii cu alții. Așa ar trebui să ne împletim și noi unii cu alții. Dragă audiență, aș dori să-l salutăm pe reverend Corin Johnny Zvernariu pentru pasul făcut de a duce mai departe spiritul omenirii, spiritul credinței, spiritul Bisericii Creștine Harul. Și vă rog să-l aplaudăm că ne-a dat prilej de bucurie pentru a fi cu toții astăzi aici în jurul său. Fratele Corin a fost promovat să păstorească o biserică engleză sau ceva de genul ăsta. Cu ani în urmă, nimeni nu ar fi crezut că vom sărbători un astfel de eveniment, un astfel de moment ca cel de astăzi, în care unul de ai noștri să ne facă mândri. Cine și-ar fi închipuit în toți acești ani că atât de aproape de noi există un astfel de suflet care s-a conturat și plămădit în dorința Domnului, care nu numai că a încercat, dar a și promovat Cuvântul lui Dumnezeu, devenind matrice poruncilor Lui. Corina a ieșit în nenumărate rânduri și a întins mâna, a fost punte de legătură, a deschis ușa și a manifestat aceste calități la toate nivelurile sociale, fără a face mofturi, ori a se lăsa intimidat. Nu a făcut discriminare, ci a văzut întotdeauna partea plină a paharului pe care a pus-o Dumnezeu în fiecare dintre noi. Corina demonstrează cu claritate că plângerea, văicăreala, critica și bârfa îți sabotează drumul spre împlinire, spre liniștea personală. El nu a criticat niciodată, nu a lovit nici măcar în gând. El și-a ales drumul său, perseverență în credință și înțelepciune. Cum să perseverăm, ne spunea Corin în predicile sale, dacă atenția și energia ne pică pe ceea ce nu avem, pe ceea ce nu ne place sau pe ceea ce urâm? Și ne-a demonstrat, practic, că pentru a obține ceea ce nu am avut vreodată, va trebui să facem ceea ce nu am făcut vreodată. Ceva se întâmplă cu tine, zice el, atunci când faci ceea ce nu ai făcut vreodată. Corinne a mutat pe unii la Canberra și nu le-a cerut nimic. Corinne a mutat pe unii la Sel și nu le-a cerut nimic. Corina a făcut mult bine seminilor săi și putea să se oprească la un moment dat de oboseală sau de plictiseală. Însă el nu a făcut-o, pentru că el a înțeles că a fi om Cuvântul lui Dumnezeu este sfânt și permanent. Ca fi om nu depinde de cât de bogat ești sau de ce funcție ai, ci depinde doar de cât de mult oferi seminului tău. Pe Corin l-am cunoscut în 1977, în zona gării din Oravița. Avusese un accident, iar mașina Dacia 1300 era expusă pe o remorcă agricolă, era distrusă. Nu știam atunci că mai târziu în Australia, soarta ne va împrieteni pe viață. Ne-am întâlnit în campul de refugiați din Mare Birnam, Footscray, unde el s-a oferit să mă ajute să găsesc serviciul la Philips în Clayton. M-a ajutat să-mi cumpăr prima mașină, m-a dus la prima biserică baptistă din Richmond, unde am cunoscut de-a lungul timpului pe mulți dintre oamenii importanți ai comunității române de astăzi din Australia. De multe ori îl însoțeam la locul de întâlnire cu domnișoara Helen, viitoarea lui soție, o domnișoară foarte elegantă și plină de respect, care întotdeauna ne-a sărit în ajutor. Sosind în Australia cu un an mai devreme, Corin cunoștea multe locuri și avea deja conexii în lumea bună. Și într-o zi, având nevoie de cămăși de lucru, m-a dus la Marea de Charleston, unde el cunoștea pe un domn la secția de îmbrăcăminte, care putea să ne ajute. Ajuns acolo, am văzut o cămașă în vitrină care îmi luase ochii.
Era o cămașă neagră sport cu multe buzunare, elegant croită, pe care aș fi dat orice să o am în România. Însă prețul ei era cam piperat și pentru Australia. Era prea scumpă pentru bugetul meu, așa că m-am mulțumit să o probez și în timp ce mă uitam în oglindă, domnul elegant și amabil, că așa sunt toți cei care lucrează la Maier, a venit la mine și văzând câtă dragoste o mângâiam, pe trupul meu mi-a zis, nu-i așa că e frumoasă și îți vine bine. Când voi avea bani, am să o cumpăr, am răspuns cunoștare. Într-o zi, poate. Am dezbrăcat-o și am îndunat-o, iar el a împăturit-o și a sărat-o frumos la loc în vitrină. M-am uitat și la alte haine, după care când el a terminat de împachetat, i-am plătit și am plecat acasă. Era ușor să faci cumpărături cu Corin. E ușor când ești singur printre străinii. A doua zi, când am deschis pachetul ca să mă îmbrac de lucru, înăuntru stătea împăturită frumos, strălucind, deasupra și cămașa neagră. Bineînțeles că l-am căutat pe domnul de la Maier pentru a-i plăti, pentru a-i mulțumi. Însă răspunsul a fost că gestul său este cadoul lui de bun venit pentru mine în Australia. Ce suflet nobil! După acest suflet se modela Corin. Modestia și generozitatea lui m-au fascinat. Aceste virtuți însemnând dragoste necondiționată pentru om. Aveam în fața mea un om care întruchipa porunca lui Dumnezeu. De atunci nu am încetat din a-l admira pe acest domn. Lucrând la radio în drumul meu prin bisericile românești, întotdeauna l-am observat cum împreună cu soția lui stătea modest în sală, fără a pretinde un gest de la zecile de români pe care i-a ajutat. Mulți dintre ei au ajuns pastori, bancheri sau oameni de afaceri. Corin, azi, reverend, îl face mândru pe cel care a fost domnul Petre Căvelea și soția sa, Ana, fratele Petre Căvelea, regretatul, Ana, Salu. Pasul pe care îl face Corin astăzi înseamnă un drum nou pentru comunitatea românilor din diaspora. El nu contribuie doar la reputația numelui de român, ci devine o punte de cunoaștere între culturi, în cunoașterea diferențelor noastre și un pas înainte în a ne chema, în a ne accepta și iubi așa cum suntem, indiferent de culoare. El unește, zidește. Biserica Harul a fost de-a lungul anilor câmpul de bătălie a multor suflete. Suflete cu căderi și umilințe, suflete cu izbânzi și suferințe, suflete care au biruit și triumfat. Mulți dintre ei, la greu, au fugit și s-au ascuns rușinați, precum mulți, multora le este rușine că sunt români. Au abandonat-o. Însă nu Corin, ci mulți ca el care au rămas și s-au rugat Tatălui, s-au rugat pentru cei necăjiți, pentru cei bolnavi și s-au rugat pentru tot neamul. Și de aceea suntem noi aici, astăzi, din diferite colțuri ale Melbourne-ului și diferite centre comunitare, ca să-l sărbătorim și să-l felicităm pe Corin pentru realizările sale, să-i urăm succes pentru cele ce vor urma, să-i mulțumim că este parte din viața noastră, că a fost întotdeauna prezent printre noi și că a dat fragmente din sufletul său comunității noastre. Să-i mulțumim pentru că ne-a demonstrat că Biserica Creștină Harul, Lăcașul Domnului, cum îi zice, în ciuda tuturor momentelor grele, s-a forjat precum sabia și a devenit pământ fertil pentru toate semințele neamului. Noi suntem azi aici ca să-l ajutăm, să-l propulsăm necondiționat, tot așa cum o face și el, de o viață cu noi. Succes, frate român, coleg și prieten, frate reverend Corin Junis Vernariu, să fii binecuvântat în lucrarea ta. Amin. Mulțumim domnului Benone Todică. Și aș vrea să mulțumesc nu atât de mult pentru ce a vorbit despre mine, ci despre o persoană, Petru Velea, care rămâne un exemplu și este viu, chiar dacă a trecut la cele veșnice de ani de zile, rămâne un exemplu viu pentru comunitatea română din statul Victoria. Și așa cum a spus domnul Benone, a fost omul, împreună cu doamna Ana Velea, familia care, așa cum a spus și de familia Cică și alții care au fost înaintea noastră, care au ajutat foarte mulți români. Și dacă Biserica Baptistă din Australia
toate bisericile baptiste care sunt aici se datorează pentru că Dumnezeu a lucrat prin aceste familii speciale. Și am vrea ca să spunem în după masa aceasta un mulțumesc lui Dumnezeu pentru care au fost înaintea noastră și pe toți aceia care au venit din Banatul Iugoslav și care au format această lucrare în Australia și Dumnezeu să fie lăudat și glorificat pentru lucrul acesta.